tolerate yourself, right? Because look at, you're useless, easily hurt, easily killed. Why should you have any self-respect? That's the story of the fall. Pick something up and carry it. Make it heavy enough so that you can think, yeah, well, useless as I am, at least I could move that from there to there. The meaning in responsibility is the necessary meaning in life, which can serve as a counterbalance to its terrible fragility and tenuousness. Life is suffering. Right. Indisputable. What do you do about that? You voluntarily accept it and then strive to overcome the suffering that's a consequence of that. And you do that for you, and you do that in a way that makes it better for other people. And then that works. And one question might be, well, how well does it work? And the answer is, the only way that you can find out is by trying it. No one can tell you how it will work for you. It's the thing that your destiny is to discover that. You can't have the conversation about rights without the conversation about responsibility, because your rights are my responsibility. That's what they are, technically. So you just can't have only half of that discussion. And we're only having half that discussion. And the question is, well, what the hell are you leaving out if you only have that half of the discussion? And the answer is, well, you're leaving out responsibility. And then the question is, well, what are you leaving out if you're leaving out responsibility? And the answer might be, well, maybe you're leaving out the meaning of life. That's what it looks like to me. It's like, here you are, suffering away. What makes it worthwhile? Rights? We need to take responsibility instead of incessantly insisting on our rights. I've been talking a lot to the crowds that I've been talking to, not about rights, but about responsibility. Responsibility is what gives your life meaning. And so then you might say, well, then take on ultimate responsibility. And what happens? You have an ultimately meaningful life. And then you might say, well, if your life is ultimately meaningful, doesn't matter if it's punctuated by tragedy or even predicated on tragedy. It's worth it. Despite the fact that you're a fragile, damaged, mortal creature, you found something to do that announced itself as worthwhile. Mm-hmm. That's meaning. It's an instinct. Like, it's not, it's a deep, deep instinct. It's maybe the deepest instinct. It's like a form of vision, except it's not a specified sense. Meaning tells you when you're in the right place, and the right place is between chaos and order, and those are real places. Your hemispheres, like your right hemisphere, is roughly evolved, let's say, to deal with things you don't understand. That's chaos. And your left is there to deal with things you do understand. You can't just stay with the things you do understand, because you already understand them. And you can't just stay with what you don't understand, because then you're lost. Yeah. Well, you need to be in the middle of those two. And you can tell when you're in the middle, because everything lines up, and you feel engaged, and that what you're doing is meaningful. It's like, that's what you pursue. Meaning says, I'm here where I should be. And you can't tell why, it's just that everything is right. And you get this physiological sense. Right place, right time, right conversation, you know? And that's usually a conversation where you're both trying to expand the way that you look at the world. Well, so you follow this meaningful path. That's your buttress against the tragedy that produces resentment and malevolence. His meaning is the antidote to that. And that's the fundamental religious truth. And it's really true. That's the thing that's so... Life is suffering. That's true. There's malevolence. That's true. Meaning is the antidote to that. Yes. And it's not some kind of fragile epiphenomena. It's the deepest thing. So people need to know that. It's so important to know that. Bună seara. Bună seara, dragilor. Bun regăsit. Hristos a înviat. Nădăjduiesc că mă auziți, nădăjduiesc că mă vedeți. Suntem într-o seară de marți, 1 iunie. Nu m-am gândit ca în structura acestor întâlniri de marți, în 1 iunie, să integrez un live despre copii. Dar îți promit că săptămâna viitoare vom vorbi despre educația copiilor noștri, dacă vrei.
scriem, lasă-mă un mesaj, intenționez să fac asta, pentru faptul că acum de 1 iunie o să vorbim despre un subiect care până la urmă ne afectează pe toți. Am pornit cu Jordan Peterson. Mi s-a părut extraordinar să pornim cu Jordan. Cei care nu înțelegeți engleza, nici eu nu înțeleg perfect, nu vă năcăjiți. Jordan Peterson are și două cărți scrise și traduse și în limba română. 12 reguli de viață, cum să faci față haosului din jurul tău. Este una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit în ultima perioadă. Jordan Peterson este o personalitate incredibilă. Este omul pe care cred că în momentul acesta îl admir cel mai mult. Am început cu el și vorbind despre responsabilitate, trecem la subiectul nostru legat de stres. Stresul care este, până la urmă, și după celebrul Robert Sapolsky, nu doar o chestiune ce ține de fiziologie, cât și o chestiune ce ține de psihism și de gândire, astfel că avem cu toții responsabilitatea să păstrăm o stare de echilibru și stresul să fie doar acut din când în când în viețile noastre. Nu vreau să trec peste prima etapă din întâlnirea noastră, aceea de a ne bucura de un ceai. Iacătă, am un ceai. Un ceai pe care l-am făcut pentru seară, ziua a fost lungă. Un ceai de la Sonentor, din secretele lui Moș Ene. Roiniță, bucățele de mere, frunze de zmeur, nalbă de pădure, bănuței. De ce are nevoie cocoșul ca să-și manifeste puterea vocală la maxim, la ivirea zorilor? De un somn odihnitor. Acest minunat ceai de seară vă lasă să vă cufundați cu capul adânc în pernă pentru un somn bun. Nu încă, dar după live și mai o oră îmi doresc lucrul acesta. Și pentru că vorbim de somn, să știi că se spune că cea mai bună terapie pe care poți să ți-o faci este să tragi un pui de somn, să dormi, să te odihnești bine. Atunci când ești stresat, o să-mi spui că nu o să poți dormi. Hai să vedem ce facem cu stresul care nu ne lasă să dormim. Bucuroase să fim împreună. Copiilor de 1 iunie să nu trec și peste acest lucru. Mi-am pus intenția ca în această lună, luna iunie, să îmbrățișez toți copiii care mi ies în cale, atunci și acolo unde e posibil, evident că știți cum îmbrățișarea e acum o provocare. Nu ne mai lăsăm atât de ușor îmbrățișați. Mi-am pus această intenție să îmbrățișez și să mă aplec asupra copiilor ori de câte ori îi văd și pe Saskia să o îmbrățișez mai mult decât îmi cere ea să o fac de obicei. Este o reală provocare. Pentru că este 1 iunie, amintește-ți și tu după aceea să dai un telefon să îmbrățișezi pe cineva pe care poate n-ai făcut, pe care poate nu l-ai sunat până acum și merită să faci asta. Hai să ne întoarcem la stres. Săptămâna trecută vorbeam despre stres, despre faptul că el poate fi fizic, psihologic, că poate afecta fiziologia, că poate afecta psihologia, că poate afecta comportamentul nostru. Ce este esențial și vreau să-ți aduc aminte din live-ul de săptămâna trecută este partea aceasta de stres acut sau cronic. Stresul acut este cel de moment, firesc, aparține vieții. A fi în viață înseamnă să te supune factorilor de stres continuu care vin și te forțează să te adaptezi. Ei bine, stresul acut are o stresoreacție, cum spune Sapolsky atât de frumos, are o stresoreacție care are menirea să te adapteze în acele momente și în același timp, după, să te liniștești și să revii la normalitate. Stresul cronic este atunci când nu mai reușim să revenim la o chimie internă prin care să avem o stare de funcționalitate a metabolismului, a chimiei interne corespunzătoare. Ce se întâmplă atunci? Atunci putem blama stresul ca fiind unul dintre factorii care aduc boală în organism. Robert Sapolsky, el este cel pe care l-am citit și l-am studiat în ultimele zile. Am o carte pe care vreau să-ți recomand de la Robert Sapolsky, genială, în seara aceasta. Sapolsky descrie stresul precum un zid. El spune că avem un stres asemeni unui zid înalt și avem nevoie să găsim o modalitate prin care să străpungem sau să dărâmăm acest zid. Soluția poate că nu e categorică la început și nu poate fi dărâmat zidul.
Însă, ce ne rămâne este să ne găsim niște puncte de sprijin de care să ne agățăm, care să ne susțină pas cu pas, să escaladăm și să depășim acest zid. Uneori, stresul sau a face față stresului este despre a dărâma zidurile. Alteori, dragii mei, a face față stresului înseamnă pur și simplu a te apleca precum un fir de iarbă în bătaia ploii și a vântului, căzut și bătut, însă încă în viață, a doua zi, după ce vremea s-a îndreptat. Oamenii parcurg perioade stresante din viața lor, unii dintre ei ies mai puternici. De exemplu, sunt cei care prizonierii ținuți în captivitate, unii dintre ei sunt mai puternici decât au fost înainte să fie închiși. Alții sunt dărâmați și nu-și mai revin niciodată la o normalitate. Care este diferența dintre ei sau ce face diferența dintre ei? Aceasta este tema pe care o are Sapolsky în cartea pe care nu am răbdare să nu ți-o prezint de pe acum. De ce nu fac Zebrele Ulcer, o carte genială, groasă, semnificativă, scrisă de cerebrul Sapolsky. Mai mult control, mai multă predictibilitate, poate mai multe supape, mai mult sprijin social, poate că toate reprezintă un soi de mantră aplicat orbește, poate și cu un buton de apăsare să gândești pozitiv sau să zâmbești și ne ajută în fața stresului. Hai să vedem. Cum putem să ne confruntăm cu factorii stresori din viața noastră? Există o abordare cognitivă, există una emoțională, există o rezervă în partea aceasta de suport social, există de asemenea partea de religie, de comunitate. Hai să o luăm, luăm pas cu pas. Atunci când suntem stresați, există o abordare cognitivă, încercând să înțelegem ce putem schimba. Putem modifica stresorul sau putem să schimbăm atitudinea pe care noi o avem față de stresor. Avem nevoie să fim inteligenți, avem nevoie să ne folosim partea cognitivă într-o stare de stres. E semnificativ, poate pe alocuri ți va părea greu ce am să spun în seara aceasta, dacă ești atent, dacă ești atentă, cu siguranță ai să prinzi idei, ai să prinzi informații noi, pentru că și mie mi s-a părut Sapolsky mai edificat și mai informat cu lucruri pe care cumva încă nu le integrați la nivelul acesta de a le prezenta cuiva. Așa că și mi le aplica mie, evident. Așa că în abordarea aceasta cognitivă putem vorbi de un control al stresorului. Uneori putem să controlăm și aici vin niște mecanisme psihologice de păstrare a sănătății sanogene, mecanisme psihologice în sanogeneză. Unul dintre ele este locusul de control. Când avem un locus de control intern, adică când toate lucrurile care se întâmplă în viețile noastre, în jurul nostru, cumva sunt generate de la noi, de către noi, noi suntem stăpânii destinului, e bine, într-o situație de stres, acest locus de control intern poate să fie uneori catastrofal. Pentru că dacă se întâmplă ceva în jurul tău, poți să ai acel a ieșit foarte rău și puteam să fiu mai stăpân pe mine, puteam să fac mai mult. Acesta este locusul de control intern. Un locus de control extern poate să sune așa: a ieșit rău, dar aș fi ieșit și mai rău dacă nu eram stăpân pe situație. E foarte important într-o situație în care ești tensionat, ești încercat, să vezi abordarea cognitivă care te poziționează într-o stare în care poți să mergi mai departe, în care nu ești cu totul cu capul sub apă, cum se spune. Există niște mecanisme inconștiente de apărare. Unul dintre ele este negarea. Poți să negi anumite evenimente. Adevărul și sănătatea mentală merg de mână, e adevărat, dar în unele contexte, rațional, poți să negi anumite situații ca să lași o
pârghie, o fereastră de speranță, cumva, raționând în același timp că lucrurile se pot întâmpla și pot să fie rele. Există o stare de control și de predictibilitate, cumva, mecanismele acelea a stresosecreției de care îți vorbeam în Sapolsky, toată chimia generată de hormonii care ne inundă corpul, se pot modifica în timp. Oamenii cresc, se dezvoltă, se adaptează, trec prin niște provocări, le depășesc și asta îi face capabil ca în următoarele etape ale vieții lor să fie mai pregătiți, să fie mai în control, să aibă o predictibilitate vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Poți să focalizezi emoțiile și poți să-ți focalizezi atenția asupra emoțiilor tale. Într-o stare de stres, poți să te gândești care sunt emoțiile pe care le trăiești atunci. Poți să conștientizezi aceste emoții. Ce poți să faci cu ele? Printr-un proces autodidact poți să cauți să generezi o schimbare, o înțelegere și o schimbare a acestor emoții. Poți să apelezi la psihoterapie sau poți să apelezi la o consiliere psihologică. Sunt foarte mulți oameni care vor să își schimbe, să dezvolte inteligența emoțională, să-și schimbe felul în care gândesc, NLP-ul, da? Vorbim de o schimbare pur și simplu și un control diferit în urma unor înțelegeri diferite pe care începem să le abordăm printr-o tehnică de abordare în acest sens. Putem să avem momente de refulare. Atenție la momentele de refulare, pentru că acestea ar trebui să fie extrem de conștiente și de cumva raționale. Să nu fie momente de refulare în care, așa cum spune Sapolsky, nu faci ulcer tu, dar fac ulcer cei din jurul tău. Momentele de refulare ar fi bine să se facă într-un context în care, de exemplu, ai nevoie să scoți niște frustrări, să elimini o tensiune. Pentru mine, o alergare este fantastică. Prin transpirație pierd toate aceste frustrări. Știu persoane care au montat un sac de box undeva și pur și simplu atunci când sunt foarte tensionate se luptă cu acel sac de box. Ai nevoie să-ți găsești aceste, știu că poate sună pentru unii dintre voi pueril sau nu au sens cuvintele acestea sau aceste situații, însă ele sunt practicate și sunt de mare ajutor atunci când ești la început de drum și nu numai. Ce mai poți face? Mai poți să aparții unei o afiliere socială, dacă vrei, și sprijin social. Ții minte, săptămâna trecută îți spuneam de Kelly McGonigal, am aici cartea lui Kelly McGonigal de săptămâna trecută, profesoara de psihologie de la Universitatea Stanford, care spunea că stresul ne face sociali. Stresul activează biologia curajului în noi și stresul ne face sociali. Ai nevoie de oameni în jurul tău, ai nevoie să-ți porți bătăliile alături de oamenii din jurul tău, ai nevoie să ceri ajutor, iar relațiile bune știi că sunt cea mai bună resursă pentru a duce o viață împlinită și bună cumva. Mai poți să schimbi strategiile optime de funcționare. Ai niște strategii pe care le urmezi și poți în anumite circumstanțe să faci să dobândești o flexibilitate cognitivă, dacă vrei, da, printr-un exercițiu permanent și pentru o schimbare de strategii. Antonovski este citat în cartea lui Sapolsky, este unul dintre cercetătorii care studiază relația dintre sănătate și boală. El spune că reacțiile atenuate ale stresului sunt bazate pe reguli fixe și strategii flexibile. Dacă ceva nu merge și nu reușim în viețile noastre, o strategie este să ne străduim din nou, de două ori mai îndrăjit. Găsirea resurselor, spune el, în perioade de stres este realmente dificilă, însă adeseori este exact ce aveam nevoie să facem. Nu ne lăsăm bătuți. Strategii căutăm, important este să conștientizăm, să fim raționali, să nu ne lăsăm doborâți, să nu picăm victime, acestea sunt poziții din care și stresul, reacția corpului și perspectiva sunt anulate cumva. Mai apoi ar fi bine să nu lași gestionarea stresului pe zilele de weekend.
Foarte fain, Zapolski spune la un moment dat că noi oamenii lăsăm pe weekend gestionarea stresului sau pe momentul în care stăm și așteptăm la telefon un operator să intre în legătură cu noi pentru câteva minute, noi credem că stăm într-o stare zen și ne relaxăm și acesta este momentul în care alungăm stresul. Poți să faci din așteptare o stare de liniște și o aliniere interioară. Însă dacă te confrunți cu perioade stresante în viața ta, dacă simți că ești supus unor tensiuni în viața ta personală sau profesională, ar fi bine ca aceste strategii de stres să facă parte conștient inserate zi de zi în viața ta. Poți să faci sport, știm bine că în timpul activității sportive, cum îți spuneam eu, de alergat, se schimbă chimia, există acele beta-endorfine care, odată secretate în corp, îți schimbă starea, te simți mult mai bine. Poți să faci exerciții de respirație, aplicația lui Wim Hof pe telefon, exercițiile, setul, push-ups-urile, toată strategia aceasta de creștere a sistemului imunitar și, până la urmă, de reglare emoțională, de reglare comportamentală printr-o atenție asupra ta, schimbă cu totul starea. Ce mai poți să faci în corp, apropo de strategii, este să practici un hobby. Acum, evident, în cartea lui Sapolsky dă un exemplu foarte interesant și spune așa: nu poți să-i spui unei mame singure care locuiește într-un cartier mărginaș cu copiii săi despărțită de soț, nu poți să-i spui despre un hobby că ar fi salvarea ei într-o perioadă de stres. Categoric. Categoric, acum vorbim într-un context general și căutăm ca fiecare dintre noi din această discuție și de la o gură de ceai împreună să găsim câteva idei, să le luăm cu noi, să le povestim mai departe și să le aplicăm în viețile noastre atunci când avem nevoie. Religia și spiritualitatea, două lucruri diferite, însă în contextul studiilor în cartea lui Sapolsky, știam și de la Gelport lucrul acesta, ele sunt cumva integrate împreună în tot ce înseamnă studiu științific. A fi religios te poate face mai sănătos, iar a fi mai sănătos te poate face religios. Recunoștința este una dintre aceste stări prin care te apropii de Dumnezeu odată ce ești bine și conștientizezi lucrurile acestea. Iar a fi religios înseamnă poate a ține post, a fi mai cumpătat, a fi mai echilibrat, poate că comunitatea și oamenii din jur și practicarea acestei și intrarea în această comunitate la nivel intrinsec, ca să spun așa, nu doar extrinsec, ci și intrinsec la nivel de semnificație cu adevărat în viața ta, poate să aducă o stare mai bună, un echilibru mai bun. Nu ești singur, social, Kelly McGinnigan, aduți aminte. Mai apoi este foarte important să-ți alegi bătăliile. Este foarte important să-ți alegi bătăliile, să folosești înțelepciunea pentru a putea discerne care dintre factorii stresori sunt cu adevărat pentru tine, sunt cu adevărat factori stresori sau doar în mintea ta, sau care dintre ei pot să fie cumva ocoliți, lăsați deoparte. Este și acesta, dacă mă gândesc la mecanismele cognitive, faptul că unii dintre noi, odată ce parcurg o etapă dificilă, reușesc să lase în urmă problemele și se focalizează pe ce au de făcut de aici înainte. Mulți dintre noi nu reușim să facem asta și, din păcate, într-o stare de tristețe, cu energia trecutului mult timp activată, se cumulează o stare și o formă de inadaptare care ne costă foarte mult în psihism, în tot ceea ce înseamnă evoluția vieții noastre. Alegeți bătăliile. Odată ce ai decis acest lucru, cumva elasticitatea strategiilor de care vorbeam mai departe și flexibilitatea până la urmă emoțională de care avem nevoie să dăm dovadă sunt de dorit a fi ascuțite. Așa spune Sapolsky, sunt de dorit a fi ascuțite această flexibilitate emoțională și elasticitatea strategiilor pentru ca să poți cu adevărat să te lupți atunci când există factori stresori care te pun în pericol sau pun în pericol starea ta, starea de sănătate din prezent și din viitor. Sănătatea și boala, pentru că despre asta vorbim, de stres până la urmă, sănătatea și boala depind de starea minții noastre.
de emoții, de gânduri, de comportamentul nostru. Stresul nu este omniprezent în viețile noastre. Avem această provocare de a ne adapta, dar nu face parte zi de zi din viața noastră. Nu orice tulburare disfuncțională până la urmă, dacă este de un stres acut, nu toate se manifestă printr-o boală legată de stres la un moment dat. Lumea din jurul nostru poate fi percepută ca fiind plină de pericole, cumva. Plină de pericole pe care le putem evita printr-o schimbare și o viziune de profil psihologic, de exemplu. Sau, în același timp, lumea din jurul nostru este plină de pericole, plină de întâmplări și lucruri groaznice care nu pot fi eliminate printr-o schimbare și o atitudine diferită, eroică, oricât de disciplinată și fantastică ar fi. Pentru că, vezi, o boală manifestată la un moment dat, un cancer, care nu te lasă să dormi la 2-4 noaptea, nu are rezolvare în nicio carte scrisă, nici de Sapolsky și nici de oricine altcineva. Are rezolvare poate în mâinile unor medici competenți sau unor medici empatici, profesioniști. Are poate rezolvare într-o tehnologie a medicinei aplicată în ziua de astăzi. În același timp, odată ce ai, de exemplu, pierdut pe cineva extrem de apropiat sau ai niște metastaze sau ai un creier care a fost privat de oxigen mai mult timp, e bine, niciuna dintre abordările cognitive, emoționale, nu te ajută în acest context. Este vorba despre altceva. Aici intervine poate pe lângă partea de medicină, de abilitate și agilitate din partea medicului, personală și profesională, umană și profesională. Aici intervine și partea de credință, de, așa cum spunea profesorul Litarczyk, pacientul este salvat nu doar de medicină, ci și de credința pe care o are el în Dumnezeul lui. Cum ar fi să devenim pur și simplu mai fericiți, fără să ne facem atât de multe griji? E o întrebare care poate ți se pare trivială, poate ți se pare cumva banal, însă, conform a ceea ce declară Sapolsky la un moment dat, și vreau să-ți citesc asta, să știi că putem să ne gândim la lucrurile acestea. Hai să-ți prezint ceva din carte. În calitate de fiziolog, spune Sapolsky, în calitate de fiziolog care a studiat stresul mai mulți ani, văd limpede, adeseori, că fiziologia sistemului nostru nu este mai decisivă decât psihologia. Lucrurile pe care le găsim stresante, blocaje în trafic, grijile financiare, muncă excesivă, anxietățile stârnite de relații sociale, puține dintre ele sunt cu adevărat reale. În viețile noastre privilegiate, spune Sapolsky, suntem singurii suficient de inteligenți să fi inventat toți acești stresori și singurii atât de proști încât să le fi îngăduit prea des să domine viața. Mă iertați. Sapolsky are uneori o viteză a doua, a treia în a ne pune în control. Cu siguranță avem potențialul de a fi singurii suficient de înțelepți să izgonim stresanta tiranie. Dragii mei, am început cu Jordan Peterson și responsabilitate. Am terminat cu Sapolsky, care ne spune că avem potențialul de a fi singurii suficient de înțelepți să izgonim stresanta tiranie. Este ora 20-29 de minute și pentru că mai avem un minut, mai au o gură de ceai și vreau să-ți povestesc foarte scurt cum a pornit cercetarea asupra stresului. Prin anii 20, numele care se leagă de stres, e foarte frumos descris aici, Walter Cannon. Walter Cannon este cel care are o carte incredibilă, Înțelepciunea corpului. El este cel care descrie mecanismul fight or flight, da? Luptă sau zboară, luptă sau fugi. Cu stres o reacție
pe măsură. Ei bine, partea aceasta de stres a fost după anii 20, al doilea pionier, celebrul Selye, de care îți povesteam săptămâna trecută, de origine maghiară, este un endocrinolog care își începea activitatea de șef de lucrări prin anii 30 într-un laborator în care, pentru că un prieten de-al lui, un biochimist, tocmai izolase un extract ovarian, începuse să se gândească ce efect ar avea acesta injectat în șoarecii de laborator. Selye a început să injecteze șoarecii de laborator, însă acest proces l-a determinat să scrie despre el că era destul de neîndemânatic. Alerga șoarecii prin laborator, îi prindea, îi scăpa, era într-o stare de stres acei șoareci incredibili. Bineînțeles că nu spunea astfel, doar că îi teroriza. A inserat acest extras ovarian șoarecilor și la sfârșit a observat că aveau ulcerații peptice, apropo de ce zebrele nu fac ulcer, aveau ulcerații peptice, aveau suprarenalele mărite și țesutul inflamat și o restrângere a țesuturilor imunitare și o inflamare a glandelor suprarenale. Șoarecii de control la care le inserase ser fiziologic și nu acel extract ovarian, a fost surprins să vadă că au exact aceleași reacții. Apoi, concluzia lui a fost extrem, extrem de simplă și de aici a început cercetarea, care nu mai departe, după câțiva ani, a adus un premiu Nobel. Ei bine, ce se întâmplă? Corpul posedă reacții extrem de surprinzătoare, de asemănătoare, pe care le-a denumit sindrom de adaptare generală, care noi îl numim astăzi, Sapolsky îl numește stresoreacție, față de o mare varietate de stresori. Dacă stresorii reacționează mai mult timp, ne îmbolnăvim. De la șoarecii de laborator goniți de faptul că Selye nu era capabil și nu reușea să îi prindă și să facă ceea ce își dorea cu o rapiditate și o maestrie pe care încă nu o dobândise, mai apoi cu Cannon, care descrie fight and flight, și mai apoi studiile asupra stresului și ceea ce se discută astăzi este mult, mult mai complex. Dar așa a început cartea despre stres, recomandarea mea din această seară. De ce nu fac zebrele ulcer? Genială, genială, pe fiecare, merge pe capitole, pe fiecare părți, pe sistem cardiovascular, pe diabet, pe disfuncții metabolice, pe boli ale pielii, felul în care stresul influențează prin tot ce înseamnă chimie internă, tot ce înseamnă studii și cercetare. Am început cu responsabilitatea lui Jordan Peterson, îți mai amintesc o dată ce spunea Sapolsky, avem cu siguranță potențialul de a fi singurii suficient de înțelepți să izgonim stresanta lor tiranie. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că am petrecut împreună aceste momente. Pentru cei care astăzi ați fost alături de copiii voștri sau sunteți plecați și nu ați intrat și veți vedea live-ul după, nădăjduiesc să vă luați ceva din aceste strategii pe care le-am prezentat. Cognitive, ai nevoie să-ți crești capacitatea cognitivă, ai nevoie să-ți crești mecanismele de sanogene psihologice prin locus de control, prin mecanisme de negare, uneori de adaptare prin creșterea speranței, ai nevoie să-ți găsești strategii noi, fie că vorbim de sport, alimentație, fie că vorbim de somn, fie că vorbim de ce am mai spus, de respirație, ai nevoie să te focusezi asupra emoțiilor tale și să vezi ce poți schimba la emoții, inteligența emoțională sporită sau poți să te bazezi pe un context social de integralitate alături de oamenii din jur sau de o comunitate. Nu uita de credința în Dumnezeu și nu uita că întotdeauna, întotdeauna, resursele toate le ai în tine, doar ai nevoie să crezi și să accesezi aceste resurse cu ajutorul lui Dumnezeu. Te îmbrățișez, ai o seară minunată. Marțea viitoare, dacă îmi dai un feedback, vorbim despre copii și educația, de unde începe educația, poate nutrițională a copiilor noștri. Te îmbrățișez, nădăjduiesc să fie o seară din care să-ți fi luat câteva resurse și strategii. Să nu ne lăsăm pradă stresului, putem să-l gestionăm și nu avem niciun drept să nu activăm acest potențial. Și în situațiile cele mai grele ne rămâne credința și nădejdea în Dumnezeu. Te îmbrățișez, o seară minunată!